cu niște confirmare, în ședința ordinară, pe data de 26.07.2023, ora 10. Pentru data de 26.07.2023, ora 10, se convocă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, la sediul Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, cu participare fizică a consilierilor locale. Așa, ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința Consiliului Local al Comunii Ștefan cel Mare, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetare pentru trimestrul al doilea 2023 a Comunii Ștefan cel Mare, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare a SC Ecosud-ESA pentru preluarea deșeurilor reciclate în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru perioada de 6 luni. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării la nivelul local a procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli a României pentru perioada 2023-2026. 5. Proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea și numărul de personal de serviciu voluntar pentru situații de urgență de tip 5.1 prin reorganizare a serviciului de categoria 5.1 a Comunii Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind recalificarea anexii 2 de la HR numărul 44 din 13.05.2023 referitoare la aprobarea depunerii proiectului achiziției sistem de monitorizare video în comuna Ștefan cel Mare. Anexii privind descrierea sumară a investiției și a notei de fundamentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu privind scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 225 metri pătrați teren situate în extravilan Comunei Ștefan cel Mare, înscris în cartea funciară numărul 62027, având categoria de folosință pășune în vederea amplasării unui pilon de telecomunicații necesare extinderii și modernizării rețelei de telecomunicații în favoarea SC RCS-RDS-SA. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul Comunii Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Ștefan cel Mare pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău ESA din 7.08.2023. 8.08.2023. Comisia de Specialitate numărul 1. Comisia pentru Programare de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Agricultură, Activități Economice, Financiare, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Gospodărirea Comunală, Protecția Mediului și Turism, Serviciu, Comerț. Comisia de Specialitate numărul 2. Comisia pentru Administrarea Publică, Locală, Juridică și de Disciplină. Apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, protecția copilului, tineret și sport. Comisia de specialitate numărul 3. Comisia pentru învățământ, muncă și protecție socială, sănătate și familie, activități culturale, culte, activități sportive și agremene. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Să abține cineva?
votat. Trecem la punctul 1. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Deci a fost. Aveți în vedere că s-a votat să revistim. Da. Punctul 2. Punctul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al doilea, anul 2023, cum niște face mare, județul Bacău. Și de este. La punctul 2? Nu. Să punem la vot. Cine-i pentru? Mulțumesc. Punctul 3. Cine este de acord pentru punctul 3? Nu. Discuții. Înființarea prin reorganizare.
Practic, exista acest serviciu și înainte, dar eu primesc eu, cei care au lucrat înaintea mea aici, au primit dosarul înapoi pentru diverse modificări și nu a mai fost trimis. În consecință, am hotărât să rezolv această problemă. O a doua modificare, în organigramă. La fel, aceeași chestiune, e vorba de titulatură. Înainte se spunea șef serviciu și acum este denumit comandă. Este aceeași problemă. Practic, exprimată altfel. Și încă o treia problemă, pe care nu este trecută în ordinea de zi, dar ne-am gândit să vă consultăm asupra personalului care va încadra serviciul pentru situații de urgență. Nu trebuie votat, dar vă aducem la cunoștință și să vă spuneți dumneavoastră părerea dacă este bine. Și încep cu mine, șef serviciu, dacă aveți obiecțiuni, după aceea grupa pentru prevenire, formată din un compartiment de specialitate, respectiv Penze și Viorel, și specialist în prevenire, Tulpan Cătălin. Cei doi au mai lucrat ani de zile înainte, au mai fost încadrați la acest serviciu, exact. Sunt oameni cu experiență și de aceea ne-am gândit să trecem din nou. Fac o paranteză, în organigrama serviciului anterior, era cu 34 de persoane. Era un serviciu supradimensionat și nefuncțional, ca să fim foarte sincer. Am discutat cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență și mi s-a spus că acest serviciu trebuie să fie suplu, dar trebuie să fie activ și să-și facă treabă. O altă echipă prevăzută în organigrama serviciului este echipă specializată pentru stingerea incendiilor. Aici, pentru că este greu în situații de urgență să strângi, să găsești pe oamenii care ar figura în această echipă, ne-am gândit împreună cu domnul primar să încadrăm de serviciu pe cei de la Poliția Comunicată, care oricum îi găsești foarte ușor, sunt aici și pot participa la stingere. Și aici, inclusiv, deci o parte dintre ei în această echipă, am introdus și paznicii pe care știți să-i găsim tot timpul, domnul Crainic, vă dau citire membrilor acestei echipe. Matei Ilie, care îl știți, Matei Vasile, Rusu Cătălin, care este din Poliția Comunitară, Vlăgea Constantin, Crainic Florin, încadrat tot la primărie, și Moran Florin. Ăștia sunt membrii echipei specializate. Urmează după aceea o echipă specializată în domeniul de avertizare, alarmare, căutare, deblocare. Asta în situații de risc, cu tremure și așa mai departe. Am trecut o doamnă asistentă care este încadrată, Alexandru Cristina. Și în plus la această echipă, Sucevianu Ion, Catane Cornel, Postolac Ionuț și Stoica Sorin. Nu mai avem.
trebuie schimbat. Da, eu l-am preluat pe lista de timp, să ne-a găsit pe toți. Și... Da. Poate că mâna și dumneavoastră pe cineva din sectorul din sat, care vor să fie ignorați așa, ca și în serviciu sau persoane. Vor să activeze, vor să activeze și să fie cât de cât mai tine. Da, e loc mai pe experiență. Și experiență și mai tine. Acum, dacă îmi permiteți, mai am o completare. Instruirea personalului se face lunar. Plus, pentru intervenție, să plătești. Adică, primăria plătește perioada de timp cât participă pentru intervenție, la nivelul salariului minim pe economie, în măsura în care are prețul la oră. În concordanță cu timpul petrecut la schimbarea incendiilor. La fel, în modul de situație local, mai putem da și să-i scădem la impozitii? Scăderea, da. Se poate scădea procentual și impozitul. Impozitul pe clădire, sau mai poți să nu mai departe. Nu mai impozitii și clădire, erau de la pază. A mai fost cu anii urmă, din câte am aflat, o hotărâre prin care erau scutiți de plata impozitului. Da, da, problema este că nu poți să-i scutești, pentru că este lege în sensul ăsta, și atunci poți ca să-i reduci din impozit. Da. Da, eu mă gândeam locul lui Cornel acolo să-l lași pe locul echidat în rău, că ies în domeniu. La motor și. E pompier. Da, da, adică. Da, e un pompier. O mai fost. Cum se numește? Răul Daniel. Dar, Steve, de ce a fost lăsat pe urmă? Nu am participat la acțiuni. La acțiuni, doar. Răul Daniel. Da, sunt Nicușor. Nicușor, am înțeles că pleacă în aceeași poveste, da. Era o listă cu mulți, așa, și când era vorba de intervenții, apelam la poliția locală, care nu era înscris în tabelul cu voluntari. Apelam la țigani și stăgea focul. Da. Nu-i lăsat ceilalți. Și de aia, cum a trebuit orientat, să-i punem pe cei care și răspund la temeri. Mai ales că o să-și beneficieze din niște facilități. Asta e tot să nu mă gândesc la ce chestie. Numai eu. Și voi vă puteți gândi. Zic, cunoașteți foarte bine oamenii din sat și da, vă puteți gândi la anumite persoane. Ce posibilitate să intervii? Eu zic că îi cunosc, că am avut ocazia să iau legătura cu ei în anii din urmă. Ce n-a zis discuții cu oamenii în primar loc să îmi vor să vă să... E diferență în domeniu. Da, dar e experiența trebuie să o pună în practică. Dacă e primul practică, poate și... Dacă nu vin, nu poți. Și că e important și Crainic și toți acolo, când pleacă, să mai ia și-o din mine și-o dată. E, vin și tu, chiar dacă le ești. Și nu ești trebuit. Și nu ești trebuit. Păi, dar de ce? Dar și consilierea trebuie să intre ce-ți prinde mâna... Dacă văd, cum are drag. Consilierea cea mai tine, care e am avut la considerare, pentru bani folare. Cei tine, dar la testa, mai este la urmă. Și am făcut. Eu cu Dana și eu, ea, să vii de mășurile, nu e mă rog, până în orice o care e la coasă. Stai după lui el, și dacă e, miște. În afară de el, la pompier, e gratis. Când m-am luat, domnul primar, m-am luat foc pe deal, la nevoie. S-am venit, m-am sunat,
Avem și noi. Dar n-am fost și noi. N-am fost și eu. Da, da, nu sunt. Adică dacă Doamne ferește apare un incendiu ăsta și nu l-ați văzut, nu sunați încă la primărie, sunați, sunați, 1-2, sunteți, sunați, mă, trebuie să fie responsabil. Oricum, interesează, trebuie, oricum, interesează, trebuie, că și mai ești în bun, așa zic eu, pe tine, și chiar să mă arăt, o să te la care mai arăt. Dar are serviciu, mă. Seara, mă, domnule, păi că se arăt ziua. Ziua s-a timpul, dar se vinde cu cât de intervenire. Părăla la prea bine s-a serviciu. Dar ce nu intervenție de seara? Bine, am înțeles. Crezi că e în comun acolo? Da, bine, acum ce se întâmplă? Nu se poate participa acolo, dar măcar o treime, două treime, jumătate să vină din ce e scris pe lista de bolnavi. Oricum, în loc unui focul, dar vedeți de drum de cei care vede și vrea să vină, vine de la... Eu, tu ești tânăr, nu te bagi? Păi, dar de ce nu spui? Spune-mi, domnule, bă, n-aș, domnule, trebuie să avem domnul de confier. Îți poți oate să te treacă pe lista. E de confier, de la alții, loc de confier. Iau. Am făcut la rafinărie. Ai făcut la rafinărie? La rafinărie? Doi, 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 cursurile. Borce, nu? Da. Borce, nu. Ia, fii minunat. Păi, dar cum să nu? Ești partea aia. serviciu. Și atunci delegăm serviciu
Înființăm serviciu și facem tot contract cu, cu firma respectivă. Dar avem serviciu înființat la nivel de oate. Și e relația mai bună. Tot aia, e aceeași bărie cu altă bărărie. Da?
Știi câini, de asta scapi ei și nu știi cum. Ok. Da. Cine? Nu s-a menit. Are un lucrar care e acolo la ea. O să se lua două, în loc de bătă. Ești un masistat cât ei, o făcut adresa la Bacău, la mine la Bacău. Nu vrea să-i ia nimeni. O să-i seama la așa la asta să știi. E bună aia că au fost la muzicală, nu vrea. Vrea să facă asta, să-i la diversia. Dacă nu mai sunt discuții, declarăm ședința închisă.